și vă spune pe Bineța acolo. Doamna, eu sunt sigur, vă spune acolo și când aceste proiecte vor fi, deci pentru aceste programe. Doamna Picioar, eu sunt un om de echipă și am venit. Vă rog frumos să respectați colegii. Domnul este secretar de stat, se ocupă cu desemnarea. Faptul că îmi dă un bilețel arată că suntem o echipă funcțională. Sigur, și eu vă rog frumos să-mi respectați colegii dacă nu mă respectați pe mine. Nu aveți niciun motiv să vă luați de domnul secretar de stat care face o treabă enormă pentru România în aceste zile, descălcind o situație foarte încurcată pe care am așteptat la dumneavoastră și la guvernul dumneavoastră. Deci vă rog frumos să mă atacați pe mine personal, să nu mă atacați colegii. Este audierea ministrului, domnule ministru. Și da, și domnul suficient. Secretar de stat mi-a dat un bilețel. De ce vă deranjează asta? Nu mă deranjează, domnule. Dacă nu vă deranjează, pot să trec mai departe? Nu mergem mai departe.